Cum te simți atunci când nu îți faci cel puțin un duș pentru 2 zile? Cel mai probabil nu te simți foarte bine, ești iritat, obosit, transpirat și, per total, nu ești tu însuți până nu te speli. Nici măcar nu ne putem imagina cum este să treacă o săptămână fără să intrăm la duș, să nu mai menționăm cum este să trăiești întreaga viață nespălat. Însă un om din Iran tocmai a făcut asta. Amou Haji are 85 de ani și nu s-a spălat de peste 65 de ani, nici măcar nu a intrat la duș. Uitându-te la el, îți dai seama pur și simplu că nu îi pasă deloc de igiena personală sau de cum arată. Pielea lui este acoperită cu o coajă de murdărie și mâl, arătând pe alocuri ca niște solzi. În mod uimitor, acesta se ferește să se spele din proprie inițiativă, nu este dator nimănui și nu se autopedepsește dintr-un motiv anume. Pentru el, curățenia este echivalentă cu îmbolnăvirea, iar dacă își pune șampon sau săpun pe piele, Haji consideră că se va îmbolnăvi, astfel el evită să se spele cu orice preț. Odată, un grup de oameni s-a oferit să-l spele pe gratis, însă el a fugit de ei cât de repede a putut. Atunci când un jurnalist de la cotidianul Tehran Times l-a intervievat pe Haji, acesta a recunoscut că a avut probleme emoționale în copilărie, iar asta l-a împins să-și trăiască viața așa cum o face în prezent. El nu a detaliat ce fel de probleme a avut, însă cel mai probabil au legătură cu apa. Totuși ar fi putut fi orice, viața lui Haji nu este limitată la lipsa igienei personale. Viața lui în general este atât de primitivă cât și minimalistă și per total dezgustătoare datorită igienei precare. El este un vagabond fără adăpost care rătăcește în satul Dejgah din Iran și doarme într-o groapă în pământ care seamănă mai mult cu un mormânt superficial. Serios, unul dintre principalele sale adăposturi este o groapă în pământ. Acest lucru îi oferă o protecție parțială împotriva bacteriilor, însă el consideră că îl ajută să țină legătura cu pământul și viețuitoarele din jurul său. Totuși, el are un fel de casă. Cu ceva timp în urmă, câteva persoane binevoitoare i-au construit acestuia o baracă de cărămidă fără ușă pentru a se adăposti pe timpul iernilor geroase. Spre deosebire de oferta unei băi, Haji a acceptat să se adăpostească în baracă, totuși, el încă își petrece majoritatea timpului afară și doarme sub cerul liber. Abordarea lui Haji asupra unei vieți murdare se extinde și în dieta sa. El spune că nu are nevoie de mâncare proaspătă și, în schimb, a ales să mănânce carne negătită, iar favorita lui este carnea de porc spinos. De asemenea, cu toate că bea foarte multă apă, aproximativ 5 litri pe zi, Haji o bea de obicei murdară, direct de la sursă, folosind o cană ruginită. S-ar putea să nu fiți surprinși să auziți că Haji de asemenea fumează, însă în loc de a fuma o singură țigară odată, cum fac majoritatea oamenilor, el obișnuiește să fumeze până la 5 țigări simultan, ca o locomotivă cu abur. Bineînțeles, Haji se limitează la doar 5 țigări simultan pentru că deseori el folosește o pipă, însă nu una plină cu tutun. Atunci când vine timpul pufăitului, acest om își umple pipa cu fecale animale uscate pe care le aprinde și le fumează copios. Vă puteți imagina de cât timp a fost nevoie să se obișnuiască cu acest lucru fără să se sufoce sau să vomite? Totuși, această întrebare se potrivește pentru fiecare parte din viața acestui om, însă obiceiurile sale excentrice nu se termină aici. Una dintre puținele posesii materiale pe care le deține este o cască veche de război pe care o folosește să-și protejeze capul în timpul iernilor geroase. Nu suntem destul de siguri ce folosește pentru restul corpului său, poate coaja formată din mizerie și mâl, adunată de-a lungul celor 6 decenii în care nu s-a spălat și care poate îi ține de cald. Poate că nu îi pasă să aibă un corp curat, dar atunci când vine vorba de părul său, Haji chiar se tunde. Totuși, el nu își tunde părul ca un om obișnuit, adică de ce ar face asta? În locul aparatelor de ras și a foarfecelor, Haji folosește focul să se tundă atunci când consideră că părul său a crescut prea mult, așadar el nu poate fi considerat un laș. Este greu până să ne și imaginăm cum este să trăiești o viață ca a lui Haji, atât datorită murdăriei sale, cât și a abordărilor primitive pe care le adoptă în orice aspect al vieții. Însă, din nou, el pare foarte mulțumit de modul în care trăiește, nu are nicio factură de plătit, niciun bun valoros de care să fie obsedat și pare să fie una cu natura, ceea ce îl face să nu se simtă niciodată singur. Poate că sunt multe de spus cu privire la modul său de abordare al vieții. Cine poate să zică cu certitudine că niciunul dintre noi nu ar fi mai fericit dacă și-ar schimba viața plină de griji cu o viață plină de liniște și pace?
Acestea fiind spuse, nu poți avea parte de liniște, pace și să ai o viață non-materialistă în același timp în care îi permiți unui frizer să te tundă sau obișnuiești să te distrezi în baruri și să nu uităm că trebuie să consumi alimente negătite. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!